când viața e mult prea grele. E grele, rău de tot. Mai devreme era viața grele cu picioarele în sus, cu burtica în sus. Acum ne-am întors. Tot îmi vine să vă zic bună de dimineața, de când m-am pus aici și am venit și mi-am luat și camera cu mine. Am venit să-mi fac niște mici listuțe și listoaie. Am agenda cu mine, pentru că sunt, efectiv de azi de dimineață, sunt ca un pui din ăla, fără cap, așa, alerg ca un headless chicken, pentru că mai am 2 zile și plec. La momentul la care veți vedea voi daily vlogul ăsta, cred că știți unde sunt, dar până să vină daily vlogul ăsta și până să ajung unde trebuie să fiu, trebuie să pregătesc lucruri, trebuie să pregătesc materiale, trebuie să fac chestii, trebuie să aranjez lucruri, nu doar pentru filmat, trebuie să fac curățenie, să las și casa în ordine, ca să pot să fiu liniștită când ajung acolo, să nu stau să mă gândesc că, a, păi stai că n-am depostat, a, păi stai că n-am nu știu ce, a, păi stai că nu știu, știți? Să pot să nu alimentez anxietatea. Și mi-am mai făcut o cafea, apropo de agitație, și am venit aici afară ca să stau puțin la aer, că e și cald. În ciuda faptului că eu am plovărul ăsta pe mine, e cald afară și e bine. A fost rece mai de dimineață, mi-a fost destul de frig, dar da. Și acum că mi-am dat cu mâna prin păr, mi-am dat seama că mai am și ne trebuie să-mi fac și unghiile și pedicura. Și mai am 2 zile, adică o zi jumate, adică jumătate de zi din ziua de azi, că s-a dus deja jumătate, și ziua de mâine, care mâine este planificată și relativ compromisă. Hello! To edit. Welcome to my life! Nu știu dacă se observă pe cameră, habar n-am cum se vede la voi, dar părul meu este ceva mai deschis. Cred că se vede. Cred că părul meu este ceva mai deschis pentru că, așa cum am zis, m-am ocupat de problemă, l-am tuns și l-am redecolorat, i-am dat un refresh și mi se pare că a ieșit super bine. Este mai deschis decât în mod normal și nu l-am mai făcut așa șuvițe, am făcut șuvițe, șuvițoaie, am făcut niște șuvițe în alea uriașe, mai mari, pentru că am vrut așa să fie mai de vară, să fie mai deschis, să fie mai luminos. Încă are o tentă de portocaliu, pentru că așa se întâmplă, imediat după ce îl decolorez arată foarte portocaliu, după care vin cu nuanțatorul, cu șamponul la mof și se temperează și arată normal, arată blondul la cald, care îmi place și care îl vreau de altfel, dar l-am spălat ieri, evident, după ce m-am decolorat și astăzi și s-a mai temperat și astăzi și dacă îl mai spăl și mâine, suntem fix unde trebuie, cu nuanța, dar până atunci să-mi fac, termin de făcut lista cu ce am de făcut astăzi, cu ce mai pot să fac astăzi, pentru că nu doar că filmez, fac poze, dar trebuie să le și editez. Asta ce se poate întâmpla pe parcursul nopții, nu e nicio problemă. Dar mai sunt și alte lucruri pe care trebuie să le fac și trebuie să fac, cum ziceam, și curățenie, să pun și casa în ordine, să-mi fac și bagajul, pentru că așa și, nu vă zic că am și o mare anxietate pentru că să fie prima dată când zbor cu avionul, ceea ce nu mi s-a mai întâmplat până acum, Da, am ajuns la vârsta asta și încă nu am reușit să zbor cu avionul, pentru că diversi factori, în fine, n-are importanță, dar e și anxietatea asta pe deasupra. Cum o să fie, știți? Eu eram foarte relaxată până acum, dar începe să mă prind așa și plus că o să fiu singură în aeroport, ceea ce e de vis. Și nu pentru că mi-ar fi frică de aeroport, ci pentru că, again, nu văd. Da, și când nu vezi și sunt toate chestiile scrise mic și așa și trebuie să stai să întreb lumea, e o plăcere, e o nebunie, da. Mai mult de aia am anxietate, nu neapărat de avion în sine. În avion cred că mă descurc, eu nu cred că e chiar atât de rău. Așa. Așa. Și mai trebuie să-mi vină și un colet, care este foarte important pentru această deplasare. Este foarte, foarte important și aștept să vină curierul și stau așa cu ochii pe asta, pe telefon, să vină curierul, că l-aștept. De fapt, de-aia am și venit afară, într-un fel, pe de-o parte, și de-aia am venit ca să-l aud când vine, că îl aud de la poartă. În rest, uite cum sunteți. Bine? Toată lumea bine? Sănătoasă? Voinică? Voiasă? Fericiți? Happy? Care e starea voastră, cum e vremea la voi, toate bune și frumoase, ce mai ziceți, ce mai faceți? Încă un avion, în caz că vă era dor de el. Hello, hello, ce faceți? Deci am alergat, este cât? Este 5 fără, mamă, mamă! Trebuie să mă apuc de mâncare. Am alergat efectiv ca un pui fără cap toată ziua, dar am venit în casă și am filmat un clip din cele
15, glumesc, nu, din cele două pe care le-am, 3 pe care le aveam de făcut, am filmat un clip și vreau să vă zic că aseară am mâncat o prostie, a ajuns la mine din întâmplare, în fine, o prostie pe care n-am mai mâncat-o de ani de zile, de când eram în generală, cred că de atunci n-am mai atins de așa ceva și ne-am întors down to the memory lane. Este vorba despre cornul magic. Ăsta este cornul magic ăla clasic, fără ciocolată pe deasupra, fără glazură pe deasupra. Aia era varianta upgradată, aia cu ciocolată, dar știți voi cei mai mulți, cu un cornul magic cu ciocolată pe deasupra a venit un pic mai târziu. Dar inițial ăsta era la bază, ăsta era cam singurul croissant pe care îl aveam când eram eu în generală. Și bineînțeles că m-a lovit nostalgia când l-am mâncat. Băi, trebuie să vă zic că mare mizerie. Deci ca să vedeți cum evoluează gustul omului și cum se schimbă lucrurile. Nu știu dacă era la fel de prost cum mi s-a părut acum și pe vremea aia, deși tind să cred că e posibil să fi fost chiar mai prost. Dar rău. Adică un gust așa de rău a avut, Doamne ferește, și așa de... Nu, rău de tot, rău. Chestia aia numită ciocolată era zahăr cu ceva cacao amestecat, numai ciocolată nu era aia. Dar nouă la vremea aia ni se părea bun, pentru că nu aveam alternative, nu aveam termen de comparație, nu aveam chestii până a apărut Cipicao, că după aia când a apărut Cipicao s-a schimbat, nu, s-a adus tot, nu mai, nu puteai să dai cu orice, că Cipicao efectiv a schimbat regulile jocului. Dar vreau să mă menționez treaba asta, că băi, foarte, foarte ciudată experiența cu el. Am zis să filmez când l-am mâncat, dar am uitat, n-avea camera pe lângă mine și m-am deplasat să o iau. Dar oricum ar fi fost aceeași impresia cu care am rămas. Da, la vremea aia era extraordinar, acum mi se pare absolut înfiorător. N-aș mai mânca nici să mi-l dea cineva în aur, în greutatea lui în aur. Astăzi, în fise, mă duc să fac ceva mai digerabil de mâncare, și anume o fripturică și după aceea ce mai face? O salată și nu știu, dar vedem. Peluță, ce faci acolo? Ce ai găsit tu acolo? Hai să te văd cum te dai jos. Ce Dumnezeu faci acolo? Ce ai găsit așa important? E vreun șoareci. Ce e acolo? Bă, șoareci miroase. Miroase urât și trebuie să te dai prin toată chestia care pute. Bună și frumoasă, ce faceți? Salutare, salutare! A 5-a, 10-a tentativă pe ziua de azi de a încerca să vorbesc cu voi, pentru că am încercat și de dimineață, am încercat și când am fost la plimbare și am mai încercat și în alte dăți și nu mi-a ieșit. Și așa că încerc acum pe seară. Este un fabulos 8 fără 10 seara, după amiaza, cum vreți voi să-i ziceți. Soarele aproape că a apus. Și eu mi-am mâncat salata de pe ziua de azi, pe care nu mâncasem și mai ales că mi-am adus aminte că astăzi am mâncat prostii, numai prostii, și atunci am zis să bag și eu o salată ca să mai îndulcim din lucrurile teribile care s-au întâmplat azi. Ieri n-am mai vorbit cu voi că m-am ocupat, m-am concentrat pe ce aveam de făcut, n-am terminat. Spoiler alert, n-am terminat, mai am. Și astăzi am fost tot așa împrăștiată, am fost în oraș să rezolv niște chestii, am ajuns și pe la gară, am
stat mult în oraș, am pierdut mult timp în oraș, m-am întors, mi-am făcut manicura și pedicura, că nu mi le făcusem de ieri, da, rămăseseră de nefăcute de ieri și mi-a luat și asta o grămadă de timp și pentru că simțeam așa că începe să mă ia anxietatea, m-am dus cu fetele la plimbare. Opa! Se întesește fauna și flora pe aici. Iar în ce privește acea coloană sonoră, nu pot să spun că mă supăr. Așa este, da, cum zici tu. Bun, așa, și am fost și ieri la plimbare și update-ul principal este că tot n-a prins happy fazonul, nici ieri, nici azi, whatever. Dar cred că căprioarele au cuibul undeva pe aici prin zonă, pe aproape, pentru că și ieri le-a văzut și ieri le-a alergat Hebi. Și eu cred că ea le alergă mai degrabă să se joace cu ea, pentru că astăzi când am venit era un alt câine, un ogar al unui vecin, cred că ogarul de peste drum era acolo, nu știu cum a ajuns, că ea stă peste drum, adică exact la polocus de locul meu. Și era pe acolo și Happy era atât de fericită că am mai văzut un cățel și vrea să se joace și era atât de happy. Happy, da. Deci era o veselie și se alerga de zicei că ce e aia. Astăzi tot așa, a alergat un fazan, la fel și pe ăla, cred că nu vrea să-i prindă, cred că mai degrabă ea alergă că se distrează, o distrează cum se alergă, cum îi alergă. Așa, altceva ce mai e nou? Mi-am făcut bagajul parțial pentru mâine, că mâine plec, cum vă ziceam, dar mai am un clip de filmat, două de editat și vlogul ăsta. Lovely! Ce pot să zic? Dar o să se întâmple și treaba asta. Trebuie să fac iarăși ordine, că am făcut ieri curățenie în toată casa, dar a fost distrusă între timp și trebuie să fac. Și mai am niște chestii de pregătit. Ce nu am apucat să fac este să fac reel-urile. N-am, sub nicio formă n-am mai avut când să le strecor și pe alea, când să le fac și pe alea, se aude un avion. N-am mai avut când să le strecor și pe alea. Dar partea bună este că sunt aproape gata. Aproape, dacă fac și clipurile și curățenie, sunt genială. Deci undeva pe la un 1-2 mă culc și eu în condițiile în care mă trezesc la 4. Nice. Și stăteam așa și reflectam eu asupra unor lucruri, atât când am fost la plimbare, cât și acum când am stat aici și mă uitam și... Da, mi-am dat seama că anul ăsta, nu știu cum sunteți voi, dacă faceți genul ăsta de retrospective, eu în general le mai fac și când se schimbă efectiv anul, când vine anul nou, dar cu pregădere retrospectivele mi le fac de la o zi de naștere la alta, adică de când îmi schimb vârsta, ca să zic așa, efectiv. Pentru că anul ăsta a fost dificiluț, 32-ul a fost greuț, cel puțin în prima parte, era să fie ultimul. Și țin minte că anul trecut pe vremea asta eram într-o stare foarte, 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 foarte proastă. Una dintre cele mai proaste stări pe care le-am avut din perioada mea de adult, cel puțin. Și am trecut foarte greu de perioada asta și foarte greu de luna mai. Și de atunci, nu știu, s-a întâmplat un declic. Pe asta vorbeam și cu Eugenia la un moment dat. S-a întâmplat efectiv un declic în mintea mea și s-au schimbat foarte multe lucruri. Cel puțin din perspectiva mea, din mintea mea, din felul în care văd eu lucrurile, din cum abordez lucrurile, din felul în care văd valoarea în lucruri. Mi se par atât de multe lucruri fără sens în momentul de față, care înainte mi se păreau importante, sau mi se par atât de multe opinii fără sens și nu le mai dau atenție, sau... nu știu, s-a stabilizat cumva foarte mult în mintea mea și am senzația că am crescut. După ce s-a întâmplat de clicul ăla, am crescut foarte mult. Poate că în ochii voștri nu se vede sau voi nu ajungeți, că sunt multe aspecte pe care nu le vedeți la mine, dar vă spun eu că s-au schimbat foarte multe. Până și faptul că a început să-mi placă verdele, dacă vă vine să credeți, da. Eu aia care uram verdele. Portocaliu încă nu-mi place și nu cred că vreodată în viața asta o să-mi placă. Oricum, muștarul mi se pare cea mai urâtă culoare din universul ăsta pe care a putut să o inventeze universul ăsta, dar verdele a început să-mi placă. Don't ask me how,
Don't ask me why, but da, nu toate nuanțele de verde, evident, dar cu urmea sunt niște nuanțe chiar mai ciudățele de verde care îmi plac. Și asta ca glumă, am zis-o mai mult ca glumă, dar luând-o în serios, vine și pe fondul unei maturizări, zic eu, așa mai intense. Și după declicul ăla, v-am zis, am luat niște decizii, se întâmplă niște lucruri, sunt mult mai indiferentă, poate în ochii multora, dar pentru binele meu, pentru psihicul meu, îmi face atât de bine să fiu indiferentă cu foarte, foarte multe lucruri. Chiar într-un timp mama îmi spunea că sunt egoistă, asta când eram mică, când eram adolescentă și când mă durea cel mai tare, spunea că sunt egoistă și acum înțeleg de unde vine, de unde venea, de fapt, chestia asta cu egoismul, de unde spunea ea că sunt egoistă. Dacă ar ști ea exact cât de egoistă sunt acum, acum chiar pot să spun că sunt egoistă, spre binele meu, pentru că pentru mine, efectiv, nu există om care să poată să-mi facă mai mult rău sau mai mult bine decât îmi pot face eu. Și trebuie să țin de treaba asta și să fiu foarte conștientă. Pe lângă asta, au fost niște... În ultimii ani am tot alergat cu ochii și cu vederea mea și cumva am ajuns la... Să am o perspectivă foarte clară asupra ceea ce este malformația mea, problemele mele cu ochii. Dacă nu știți, am un clip în, dacă nu știți despre ce e vorba, am un clip în care vă explic toată povestea asta. Și de la clipul ăla încoace am făcut multe alte investigații și am ajuns să am o perspectivă mult mai clară asupra ceea ce înseamnă malformația mea și toate problemele mele de vedere și unde mă duc. Lucru care mi-a creat iarăși o altă perspectivă, pentru că viața mea nu o să se termine când se termină fizic, conform unui om, ci se va termina în momentul în care voi mai vedea. Lucru care se poate întâmpla foarte repede sau foarte târziu, depinde de mulți factori. Cel puțin la ora actuală așa văd lucrurile, că viața mea atunci o să se termine, pentru că se cam termină cu tot ce îmi place mie și tot ce vreau eu. Lucru care îmi spune că am un timp foarte limitat în a face niște lucruri pe care mi le-am propus. Și nu, asta nu include copii. Sunt, în ceea ce privește decizia aia, sunt încă la fel de fermă și la fel de hotărâtă și la fel de încăpățânată, poate chiar mai încăpățânată ca înainte, din contră. Și, da, repet, m-am reflectat foarte mult la multe chestii, am analizat foarte multe chestii, mi-am dat seama cât de clișeice sunt foarte multe chestii, mi-am dat seama cât de toxice sunt foarte multe chestii, cât de rele sunt relațiile pe care ți le creezi de frică, cât de rele sunt atașamentele, cât de rele sunt opiniile altora, deși sunt bine intenționate. Îmi dau seama de enorm de multe lucruri și de-aia scopul meu număr 1 în momentul de față, oricât de urât ar suna din exterior, este să mă pun pe primul loc și să fiu eu fericită cu mine în primul rând. Chiar vă spuneam în clipul ăla cu încrederea în sine că am ajuns să am atât de multă încredere în mine încât sunt foarte puține lucruri care mă pot destabiliza, cel puțin pe parte fizică, pe parte de ceea ce însemn eu ca om, fiindcă am stat și am căutat ani de zile, am căutat și am căutat și am disecat și am încercat să-mi găsesc niște răspunsuri la chestii și să mă orientez prin lumea asta ciudată în care toată lumea îți spune cum trebuie să fii și nimeni nu coincide asupra lucrurilor, încât acum știu ce vreau să fiu, știu cine vreau să fiu, cum vreau să fiu, știu ce place, ce nu-mi place și chiar nu mă simt absolut deloc, nu știu, în vreun fel angoasată, supărată că cineva nu-i de acord cu mine, că mi se pare că greșesc, că nu are aceleași păreri sau că mă consideră egoistă. I don't care. Știți cât de tare I don't care? Atât de tare încât
Efectiv, nu mă interesează opiniile oamenilor din jur, pur și simplu. Și nu mă mai interesează nici dacă sunt apropiați, nici dacă sunt mai îndepărtați. Chiar pentru că asta nu înseamnă că nu le cer sau nu înseamnă că nu ascult dacă este cazul, dar nu mai sunt în punctul în care dacă zici orice mă simt afectată sau o iau personal sau mă irită sau cred că a fost o aluzie sau... Știți, nu mai sunt în punctul ăla și asta a venit în urma mulți ani de suferință și mulți ani de chin și de căutat răspunsuri. Sunt foarte, foarte, foarte fericită că am ajuns în punctul ăsta. Poate pentru multă lume nu e nimic, dar pentru mine e bine unde am ajuns. Pentru mine, stabilitatea mea mentală, psihică, este mult mai importantă decât orice. Decât absolut orice. Și faptul că am reușit aproape singură să ajung în punctul ăsta este odată fenomenal și în al doilea rând un lucru cu atât mai prețios. Și n-am de gând să pierd treaba asta. Știți? Pentru că, apropo de asta, mă întreba și pe Bălți mai devreme, pe o scară de la 1 la 10 cât de panicată ești cu zborul. De mâine v-am spus că este primul meu zbor și i-am zis că, cel puțin pentru moment, nu sunt panicată. Sunt anumite aspecte care, cumva, tot legate de ochi și de vedere, mă dau o stare de neliniște, dar nu sunt panicată. Încă, nu știu, vorbim mâine dimineață și vă zic dacă sunt sau nu, dacă mă panichez sau nu. Dar cert este că am învățat să tratez lucrurile altfel și în privința asta, știți? Și în privința anxietății și în privința panicii. Nu spun că nu mai sunt anxioasă, ba da, am momente și am momente chiar foarte urâte de anxietate, și dar știu să le controlez acum mai bine. Nu înseamnă că mi-iese de fiecare dată, dar știu să le controlez mai bine. Sau știu să respir, să-mi dau seama că stai un pic, că stai un moment din ăla de panică, cum am avut și astăzi la un moment dat, că am făcusem o prostie. Și am stat puțin, mi-au recalculat schema, am luat-o de la capăt și mi-am dat seama unde am greșit și după aia am rezolvat problema. Știți, lucru pe care, spre exemplu, acum 5 ani n-aș fi fost capabilă să fac. N-aș fi fost capabilă în moment de panică în care mă panicam că am greșit eu ceva. Că astea erau cele mai grave, faptul că greșeam, nu cu faptul că nu ieșa sau faptul că nu înțelegeam, sau nu, cu faptul că greșeam. Ideea asta de a greși pentru mine a fost în parcursul întregii vieți, a fost o chestie, știi, să nu greșești, să nu faci și ghiciți ce, tot ce am făcut a fost greșit, așa, în ochii celor care spuneau să nu greșesc. Da, ziceam de acum 5 ani, că dacă aș fi avut un moment din ăsta de panică, n-aș fi știut să trec peste el, mă blocam și o lăsam baltă sau nu. Dar în timp am învățat că trebuie să stai, respiri, iei schema și reformulezi traseul, te readaptezi, te recalculezi, te faci ceva, numai nu stau în punctul ăla. Și mi-a ieșit. Cel puțin astăzi mi-a ieșit până la urmă. Dar da. Da, încerc să elimin tot ceea ce înseamnă presiune din exterior asupra mea. Pentru că pentru un om, fără foarte mulți prieteni, fără foarte multe relații, fără familie mare, ați zice, păi tu n-ar trebui să ai presiune. Din contră, atunci când ești singur și când ești foarte ușor de văzut, ești foarte la vedere și mai ales când și intenționat te faci diferit de turmă, nu, oamenii au grijă să spună tot timpul ce greșești, unde greșești, ce ai făcut, ce n-ai făcut bine. Evident, asta le se întâmplă tuturor, dar unora ni se întâmplă la un nivel ceva mai extins. Și uite că s-a făcut aproape 8 și 10 și mă duc în casă ca să-mi termin bagajul de făcut și să filmez, că parcă ziceam că mai am un clip de făcut. Așa filozofăm până ne uită Dumnezeu aici și până degerăm că s-a făcut și frig. Astăzi a fost rece, a fost destul de rece, a fost, nu știu, o vreme urâtă, închisă și mult vânt. Acum ce s-a mai luminat pe seară, dar foarte mult, foarte, foarte mult vânt, ceea ce este enervant.
See you later. We made it, guys. Am reușit. Am reușit să filmez, să editez. Mai am finalul ăsta de aici, să-l pun în vlog și suntem gata cu toate materialele, cel puțin pentru YouTube. Acum cu restul o vedea, o trăi și o vedea. Doamne ajută să iasă. Am reușit. Mi-este destul de somn, este vreo 11, stați că mi-am pierdut telefonul, l-avem mai devreme pe lângă mine. Vreo 11, deci am terminat în grafic. O să mă trezesc pe la vreo 3 jumate, mi-am propus eu, că mai vreau să fac ceva. Și să pun să se salveze încă un clip. Da, e 11 și jumătate, deci este numai bine. Așa, sunt puțin lucioasă pentru că mi-am dat în seara asta cu o mască pe care o am de la Niela. Este de la Kiehl's, din gama aia cu gălbenele, din care este crema aia mega populară a lor. Au și o mască în gama aia și mi-am dat cu ea și vreau să dorm cu ea peste noapte să vedem cum se simte pielicica mea mâine dimineață. Este mască din aia overnight și vreau să văd ce se întâmplă mâine dimineață. De principiu, cam atât am avut de raportat. Îmi pare rău că a fost un vlog, nu știu, relativ dezlânat și foarte scurt, dar atât a ieșit. Acum o să avem un vlog destul de drăguț, zic eu, de unde mă duc. Rămâne să vedeți voi în clipul următor unde mă duc și ce fac. Dacă mi iese ceva, Doamne ajută să și iasă ce mi-am propus, că așa eu mi-am făcut multe planuri, dar mai trebuie să vedem și la fața locului ce iese. În rest, toate bune și frumoase. Udi este aici, am trezit-o că a dormit pe scaun dincolo și am vrut să o iau să doarmă cu mine, pentru că trebuie să doarmă cu mine. Chiar mă gândesc cum o să doarmă ea nopțile astea cât o să fiu eu plecată, că este amărâtă, micuțe și amărâtă. Dar nu-i problemă, cred că se descurcă, că e fetiță mare. Udița? Udiță? O să te descurci fără mami? Da, o să-ți fie dor de mami? Mă ignor. Ignor total. Nu exist. Nu există în peisaj. Nu are treabă cu mine, dragilor. Eu sunt persoană neexistentă. Da, cam atât am avut să vă zic. Am avut așa niște mici momente de reflexie. Am avut mici momente de haos. Se la vi, mergem mai departe. Fac parte din viață. Încă nu sunt panicată, apropo de zbor. Mă panicam foarte tare dacă se făcea ora 12 și nu terminam cu tot ce aveam de făcut. Atunci m-aș fi panicat, dar din fericire sunt bine. Ne auzim din vacanță. Vă pup și să aveți grijă de voi. Ciao!